Hello! Salutare! Sunt Iulii de la English Engleză și în această lecție video vă prezint trei expresii și chestiuni gramaticale utile pe care le putem învăța din cântecul pe care l-am lansat recent pe celălalt canal al nostru English Engleză 2, un videoclip muzical la care au participat și câțiva susținători ai canalelor noastre și ai paginilor noastre de Facebook și de Instagram. Cântecul se numește Come Home for Christmas și poate fi urmărit în întregime la linkul din descrierea de sub acest videoclip. Azi ne ocupăm deci de trei expresii și chestiuni gramaticale foarte utile care apar în acest cântec și pe care ar fi bine să le stăpânim căci sunt des utilizate în conversația uzuală și chiar și în texte scrise, precum știri, prezentări, eseuri și chiar versuri ale unor cântece. Este vorba despre expresia there is, respectiv there are, este vorba despre expresii precum as, as și este vorba despre un tip de frază cu propoziție condițională. Dacă o să apreciați ceea ce vedeți, nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video în caz că nu ați făcut-o deja. Deci să începem explicațiile. O prima expresie apare chiar în prima strofă. În engleză am spune first verse. First verse. Și, mai precis, în primele două versuri. În engleză, first two lines. First two lines. Să ascultăm. Let's listen. There is no, there are sweet old melodies. There are presents under Christmas trees. Este vorba așadar despre expresia There is, formată din adverbul there, care la origine înseamnă acolo, și verbul to be, a fi, la forma de persoana a treia singular, deci cu forma is. There is, there is, atenție acest grup TH pronunțat Z cu limba tradiți. There is. Tradus motamo am spune acolo este, însă trebuie luată ca expresie, iar sensul ei este de este, se află sau există. Deci, there is. There is snow. Este zăpadă. There is snow. Poate fi întâlnită și varianta prescurtată: there's. There's. There's snow. Cu exact același sens. Apoi, în continuare, expresia apare și la plural cu verbul is transformat în are. Forma sa de plural. There are. There are. Sensul fiind sunt sau se află sau există când este vorba despre mai multe obiecte sau ființe. Exemplul din cântec fiind There are sweet old melodies. Sunt drăguțe vechi melodii. Deci sunt melodii vechi drăguțe. Expresia apare și în versul imediat următor. There are presents under Christmas trees. There are presents under Christmas trees. Sunt cadouri sub pomi de Crăciun. There are presents under Christmas trees. Haideți să mai vedem două exemple de propoziții în care se folosesc aceste expresii. De exemplu, este cineva în cameră. Am spune, there is somebody in the room. There is somebody in the room. Sau cu varianta prescurtată, there's somebody in the room. Ar fi deci greșit să spunem, Is somebody in the room? Cum este structura din limba română? Nu, în engleză trebuie folosită expresia there is. Sau there's, there's somebody in the room. Sau sunt multe lucruri de făcut astăzi. La plural, deci, there are many things to do today. There are many things to do today. Pentru o lecție mai amănunțită despre aceste expresii there is și there are, vă invit să urmăriți lecția video dedicată acestora la linkul din descriere. A doua expresie este tot în strofa întâi. Să ascultăm cântecul. Let's listen to the song. And the moon is as, bright as it can be. Este vorba așadar despre expresia as bright as. As bright as it can be cât de strălucitoare ea poate fi. Deci întregul vers sună And the moon is as bright as it can be. Și luna este cât de strălucitoare ea poate fi. Cu alte cuvinte, și luna este cât se poate de strălucitoare. Să reținem deci acest pattern, această structură, as, as. Motamo ar fi la fel de, cât Mm -hmm. Alte două expresii pe același model ar putea fi as fast as. cât de repede, respectiv as much as. cât de mult. Iată și exemple în propoziții: Eu voi veni cât de repede pot. I will come as fast as I can. I will come as fast as I can. Sau. Ia cât de multă prăjitură vrei. Take as much cake as you want. Take as much cake as you want. O ultimă chestiune apare în pasajul de trecere spre ultimul refren, care în engleză se numește bridge. Bridge, punte sau pasaj de trecere. Să ascultăm. Let's have a listen. There'll be a miracle. Aici avem fraze cu propoziții condiționale, pe care le recunoaștem după conjuncția if. Dacă. Și este vorba despre condiționale de tip 1. În cântec avem așa. And if you come, that will be a miracle. Și dacă tu vii sau vei veni, acela va fi un miracol. And if you come. That will be a miracle. Ce înseamnă aceasta, și ce trebuie să reținem? Că atunci când exprimăm o condiție referitoare la viitor, marcată aici cu verbul auxiliar will, specific viitorului, timpul verbal din propoziția condițională, adică din propoziția cu if, este la prezent simplu present simple, adică forma de bază a verbului, forma din dicționar. Deci nu vom folosi viitor și aici și aici, ci doar în propoziția principală, iar în propoziția cu if folosim prezentul. Deci nu vom spune and if you will come. Iată încă două astfel de exemple. Dacă îl văd sau dacă îl voi vedea pe Chris, îi voi spune If I see Chris, I will tell him. Putem folosi și viitorul cu formă prescurtată în loc de I will, I'll, I'll. If I see Chris, I'll tell him. Sau, dacă plouă, nu vom merge. Aici avem, în a doua propoziție, viitorul negativ. Și spunem așa, if it rains, we will not go. Sau, cu forma de viitor negativ prescurtată, în care will not devine won't, If it rains, we won't go. If it rains, we won't go. Pentru mai multe informații despre toate tipurile de condiționale, patru la număr, vă invit să urmăriți lecția video dedicată acestora la linkul din descrierea de sub acest videoclip. Acestea au fost, deci, trei chestiuni gramaticale bine de știut pe care le putem desprinde din cântecul pe care tocmai l-am lansat pe English Engleză 2, Come Home for Christmas. Dacă doriți, vă invit să urmăriți cântecul în întregime la linkul din descriere și, dacă apreciați ceea ce vedeți, să ne dați un like, un share sau să vă abonați la canalul nostru video dacă nu ați făcut-o deja. În speranța că și acest scurt video vă este de folos în studiul limbii engleze, vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă doresc all the best! Toate cele bune. goodbye there is no there are sweet old melodies there are presents under christmas trees and the moon is as bright as it can be but all feels so empty without you